Bună ziua, dragi prieteni! Mă numesc Alexandru, sunt Lux, curier florării OK Flora și astăzi venim cu o surpriză pentru domnul Sergiu și doamna Mariana. Deci, să mergem! Avem nevoie de domnul Sergiu și doamna Mariana, corect? Dumneavoastră sunteți. Așa, uitați-vă, mă numesc Alexandru, sunt Lux, curier florării OK Flora și asta este venit la dumneavoastră, cum vedeți, cu așa o mică surpriză. Coșul va aparține pentru dumneavoastră, de asemenea, așa, o clipă, buchetul este al dumneavoastră și de asemenea avem și o surpriză pentru nașii. Așa, buchetul, răspund dumneavoastră, sunteți corect? Așa, și un coș Kinder. Vă dați seama de la cine vine toată surpriza dată, cum credeți? Așa credeți? Ok. Avem un mesaj, de fapt două mesaje adăugate la surpriza dată. Îmi permit să dau citire. Așa, haideți să vedem care de la cine e. Nu știm, acuși vedem. Dragă noastră fică, a venit ziua pe care o visează toate fetele. Rochie albă, inel de logodnă, mire iubitor, fie ca viața voastră împreună să fie plină de înțelegere și cu fiecare an care trece să fie sigur de alegerea pe care ai făcut-o. Nimeni nu vă poate promite numai zile senine. Nimeni nu vă poate promite că nu veți plânge niciodată sau că nu veți cunoaște suferința. Dar putem să vă promitem că dacă vă veți păstra dragostea puternică, dacă veți fi înțelepți și răbdători, dacă veți rămâne împreună la greu, atunci veți trece peste orice. Sincere felicitări cu înregistrarea căsătoriei voastre, casa de piatră, iar surpriza și frumoasele cuvinte de felicitare vin din partea părinților Larisa și Mihail, surioara mai mare Valentina și ginerile Iurie și nu în ultimul rând, scumpii nepoți Iuliana și Damian. Iartă-ne până în pământ că într-o zi atât de frumoasă și unică din viața voastră nu suntem lângă voi nici unul, dar vă iubim cu toți. Ne spus de mult, dragă Mariana și Serghei. Așa sună primul mesaj. Doar o clipă, avem și încă un mesaj. Un moment. Sincere felicitări și nașilor din partea noastră și de ce le mulțumim enorm de mult că au acceptat să fie părinții spirituali copiilor noștri. Le dorim multă sănătate și înțelegere sincere cu finii lor. Așa sună mesajul. Puteți și să transmiteți și un mesaj dumneavoastră la cameră pentru viitor. OK Flora. Gestul contează.